Prieteni, bine v-am regăsit, tot pe drum, pe drum și tot așa. Eu am crezut că dacă n-am covoare în casă, că le urăsc, o să scap de chestiile alea, oboselile alea de Paște, în sensul că du-te, bate covoarele, faia, faia, faia. N-am bătut covoarele, au rămas doar faia, faia, faia. Bun. Și în timp ce stăteam eu și priveam la, nu știu, la carnea de miel, la cum se face drobul, la du-te, adu din grădină niște ceapă verde, etc., mă uitam și la televizor. Și am observat o chestie. De vreo câteva săptămâni, 3-4 săptămâni, începe să se propage în spațiu public ideea că, bă, useriștii ăștia, la România TV li se mai spune și reziști, și la Antena 3 reziști, da? Scandalagii. Bă, și am stat și m-am gândit, scandalagii. Într-adevăr, niște tremolouri apar, de câte ori apar și useriștii. Și am stat și am zis, mai hai să stăm un pic strâmb și să judecăm drept. Oare de ce apar? Nu, am crezut că zboi, dar nu mă vaci. Băi, cred că sunt concediu. Au intrat în concediu ăștia? Da, din politică au intrat în concediu. Oare de ce apar tremolourile astea când apar și useriștii? Eu știți foarte bine, n-am votat în viața mea cu stânga. V-am spus și cu cine am votat acum, cu USR. Asta nu înseamnă că dacă greșesc, stăm cu limba în gură și ne prefacem că nu vedem. M-au înjurat destul, chiar useriști, destul useriști când am zis de Vlad Voiculescu și de alte chestii, dar am zis, mă băieți, bucurați-vă, cel mai mare avantaj pentru un om politic este să aibă pe cineva care îl trage de mânecă. Bun. Și acum, păi de ce apar scandalurile, pune ghilimele sau nu, e la fel. Păi de câte am văzut, uite, Vela și-a angajat fata în nu știu ce agenție super bănoasă. Fata nu are o calificare neapărat, dar bă, dacă suntem fruntași tari și suntem la guvernare, facem ce vrem în cața și sufletul, da? Altul care apare la televizor, Guran sau nu știu cum îl cheamă, l-a pus pe unul din orașul lui, mic oraș, cred că se cunosc toți acolo, un măsurător de la de conducte, puf, l-a pus ceva director la gaz. Adică sunt o mulțime de complicități de astea despre care știu doar comunitățile mici sau comunitățile profesionale. În momentul în care îți apare un dăcos de ăsta de la USR, și bine că sunt dăcoși de ăștia, și îți bate obrazul public, bă, dar ce faci, că de ce facea, de ce facea, scandalul e gata. Dacă ați observat fazele alea de la apele române, da? Ți-a ieșit Emanuel Ungureanu urlând la Ervin Molnar, las băiatule că îți ies și ție dosarele azi mâine. Era clar că ies dosarele, pentru că ce-a făcut ăla, așa zisul liberal, la compania aia sau la regia aia sau ce soare o fi de stat, da? A fost a opta minunea lumii, adică să pui un vânzător de plicuri de cafea în post de director, să o pui pe nu știu care ospătăriță pe post de operator sau ce-o fost aia responsabil, atenție, cu inundațiile și cu digurile. Bă, ăsta trebuia să fie, cum să zic, să se lasă cu pușcărie instantaneu și nu numai unul, toți de pe lanț, da? În momentul în care îți vine ăștia de la USR, care au carieră proprie, li se poate reproșa orice. Dom'le, nu-mi place de ăla că are urechile mai mari decât al lui German. Ăla nu-mi place că e insuportabil când vorbește, că e fonfăit. Ăla la că nu știu ce. Bă, dar ăștia au învățat, nu și-au băut cerneala la școală. Înțelegi? Nici n-o da cu creta după profesori. Și atunci e normal să apară scandalul. De ce? Dacă vă amintiți, cele mai liniștite vremuri, și aici trebuie să puneți niște ghilimele mari, au fost vremurile în care au guvernat PNL și PSD. Dar de ce? Pentru că era un fel de înțelegere tacită. Bă, pune și tu oamenii, că-mi pun și eu oamenii. Și numirile politice ajunseseră atunci la o cotă, cum să zic, erau cam bancurile cu bulă. Nu se vorbea la radio despre ele, nu se vorbea la televiziune despre ele, dar le vedea toată lumea și le auzea toată lumea. Ei bine, confortul ăla ne-a costat pe noi niște ani. În timp ce țările din jur au zbugit-o pur și simplu în economia de piață aia funcțională, noi alunăstase, da? Noi am stat tot timpul mirându-ne, mă, dar oare de unde atâția funcționari?
Și amintiți-vă că tovarășul, cum îl cheamă, Tăricianu, da? S-au adus într-un singur an cu 30% mai mulți funcționari. Da? Au vândut BCR-ul sau ce-au vândut BRD, habar n-am ce-au vândut atunci, ceva bancă, cu vreo 2-3 miliarde de dolari, și în loc să-i bage în dezvoltare, în investiții, și investițiile aduc bani și de acolo poți într-adevăr să mărești, să crești nivelul de trai, le-au băgat în pensii și lumea au aplaudat. Și atenție, cei care au tăcut au văzut încet, încet că aplauzele lumii la pomenile astea electorale se transformă într-o normalitate. Așa trebuie să fie. Încearcă astăzi să tai ajutoarele sociale pentru aia care nu merită. Atenție, sunt categorii care chiar merită ajutoare sociale. Există oameni cu boli cronice, există oameni cu dizabilități, etc., etc. Da? Dar așa numai că stai și îmi tai frunză la câini și iei bere, bere pe datorie sau rachiu de pe de la crâșma satului tot pe caiet și tu iei ajutor social, mă băiete, îmi pare rău. Alea trebuie tăiate, da? Sau orbi din acele sate, orbi între ghilimele, care își conduceau liniștiți mașinile de ani de zile, de-aia aveau certificat de handicap. Bun? Și în momentul în care vii acum să zici, mă băieți, munca este sau ar trebui să fie cum să zic eu, cuvântul definitoriu al zilelor noastre. Păi nu te spală nici 10 Iordanuri și 10 Someșuri și 10 Dunării. Da? Nu te mai spală de câte blesteme ziei de la populația copulativă română, care s-a obișnuit să zică în felul următor, să gândească. Păi statul îmi dă vreo 300 de lei sau 350, am 5 copii, aia înseamnă încă 1000 de lei, repar gardul lui vecinul pe o sticlă de vodcă și 100 de lei, mă duc la cărat moloz pe 150 și îmi fac niște bănuți. Și atunci, practic, statul formează, că vorbim de statul paralel, statul există într-o dimensiune paralelă, în aceeași măsură în care într-o dimensiune paralelă există și un popor paralel. Pentru că lângă poporul care merge la muncă, există poporul care așteaptă în fiecare lună ca ăștia care merg la muncă să plătească taxe și să vină de acolo bănuții de asistență socială. Nu, gândește-te că îți vin ăștia dăcoșii de la USR, da? Și încep să arate cu degetul. Tu l-ai numit pe ăla, tu l-ai numit pe ăla, tu n-ai făcut bine acolo, tu de ce ai făcut aia, tu de ce ai făcut aia. Bă, băieți, ăștia spaima și a PSD-ului și a PNL-ului, pentru că, să fim serioși, nu s-a reformat PNL-ul cât ar fi trebuit. Despre PSD nu mai vorbim, că ea săracii încă 100 de ani, cred că tăciuma roșie o să rămână. De ce? Pentru că pur și simplu n-au avut un sistem de selecție. Complicitățile au devenit atât de consistente încât, nu știu, ca să mergi să faci reformă în partidele astea mari, care sunt deja de 30-31 de ani, ar trebui să mergi ca Alexandru Macedon, da? Cu sabia. Nu mai încerci să dezlegi nodul gordian, bang, l-ai tăiat. Pentru că altă soluție nu văd. Și atunci, partidele mari au și corespondente în media. Adică eu sunt partidul mare ăsta cu ideologie, PNL sau PSD, și în spatele meu sunt televiziunile. Apoi că în televiziuni sunt oameni pușcăriabili sau pușcăriași acolo în spatele televiziunilor, asta nu mai contează, pentru că, și iară fac o paranteză, în mijlocul poporului, da, votant, s-a dezvoltat ideea că nu-i niciun bai dacă intri la pușcărie. Eu mi-amintesc de când eram copil la țară, eu sunt țărănuș, stați neștiți, nu-s din cohonez de ministru. Da? Bă, la țară, când auzeai că nu știu care a intrat în pușcărie, fie și pentru 3 luni, pentru un sac de cucuruz, bă, trebuiau să treacă ani buni până, nu că să se reabiliteze în ochii satului, până cineva la crâjmă să stea la masa la care el bea o bere. Înțelegeți despre ce vorba? Adică era o rușine imensă. Astăzi îți intră Năstase la pușcărie și zice că el e un fel de Iuliu Maniu. Dragnea intră la pușcărie și zice eu sunt deținut politic. Intră o grămadă la pușcărie, da, uite la Relu Fenechiu de la Liberali, ca să nu dăm numai de la pesediști. O intra la pușcărie,
Pentru ce? Pentru chestie de cocalar de ăla, de om foarte mic, da? Au vândut transformatoare vechi, le-au vopsit și le-au vândut la Electrica sau la Poșta Română ca transformatoare noi, prejudiciu de nu știu câte milioane de euro, da? Stă la pușcărie câțiva ani, nu cât scrie pe așa, și după aia iese. Și atenție, după ce iese la pușcărie, stă în loja aleșilor PNL când e vorba de sindrofii. Bă, tată, asta mi se pare un dezastru moral. Lipsa rușinii, lipsa evaluării, lipsa oricărei, cum să zic, măsuri etice. Nu zice nimeni să faci un patul lui Procust. Nu zice nimeni că în partide trebuie să fie numai sfinți. Dar în momentul în care unul de ăsta calcă pe bec, fără supărare, l-a exclus. Doar gândește-te că de aici vor veni scandaluri peste scandaluri. Pentru că tentația celor din teritoriu este de a numi oamenii lor în funcții de astea publice și acolo unde se câștigă bine la tot felul de companii, presiunea lor este imensă. Da? Vin și spun, ca să știți cum se întâmplă. Dom'le, județul meu a adus atâtea voturi. Eu vreau un secretar de stat, riposturi de directori și să văd dacă mă înțeleg cu ăla, dacă îi dau lui ministerul cu tare și iau eu ministerul cu tare. Nu se discută pe competențe, ci pe uite bă câte voturi au adus ăla, acum ce vrei să facem? Să facem scandal în filială? Trebuie să-i dăm două locuri de secretar de stat. Și atenție, se întâmplă astăzi. Este rețeta promovată de tovarășul Ion Iliescu de la început, luată de ceilalți. Și amintiți-vă câte scandaluri erau inclusiv la dreapta, la PNC cu Cocopo și Cocopa, cum trebuiau să plece miniștrii, pleca Ciorbea, venea Radu Vasile, pleca Radu Vasile, venea Isărescu, pentru că nu rezistau pur și simplu viermuielii de dedesubt. Ei bine, dacă, și aici închei, dacă pentru asta trebuie scandaluri, da, eu sunt de acord să fie scandaluri, că e ca atunci când te vindeci. Știi, corpul reacționează, anticorpii încep să se bată cu virusii și atunci se întâmplă febra. Ei bine, noi acum, dacă trecem printr-o febră de asta, bă, măcar să trecem și să scăpăm. Dacă nu, încă 20 de ani ne vom uita, pur și simplu, la ăia puși în tot felul de companii de stat, cu salarii imense și vom zice, pe cum a ajuns prostul ăsta în funcție? Și o să șoptească cineva aproape conspirativ. Păi nu știi că e în partidul lui... Și noi o să zicem, nu o să ne mai revoltăm, o să zicem, a, da, no, bine, să aveți sănătate. Și după nobinele ăsta, dacă urmează o tăcere, să știți că am fost învinși. Doamne ajută-vă, acum sunt în Mociu, faină comună, o frumusețe, așa cum toate ar trebui să fie, așa era reclama.